Salut tare tuturor, băieți de gustul vostru. Și astăzi voi face un top de mașini sub 10.000 de euro, să zicem. Haideți să dăm pe best auto. Sau mai bine la jumate. Și aici sunt multe. Bă, la jumate, nu acolo. Auto, autoturisme. Hai, nu, unde e? Filtre așa. Preț maxim 10.000. Aplică filtre. Bun, prima mașină din acest top este Skoda Superb cu motor de 2.0 Euro 5 cu cutie automată full on. Din 2010, cu 180.000 de kilometri. Chiar arată bine din spate, așa, modelul ăla un pic mai alungit la spate și îmi place. Și interiorul arată superb. Cu scaune de piele, cu alea, nebuneli. Bun, hai să mai găsesc una mai frumoasă. Dacă vreți să curierați sau să livrați chestii și să vă faci, adică să vă luați o mașină și pentru transport cât de cât marfă, multicică, aici este un Mercedes-Benz Vito. Uitați, aici aveți loc de transport. Câte locuri are? Parcă 3 locuri, nu? Da, 3 locuri. Ce e carton acolo? A, încărcat el niște carton. Asta este 6600 de euro din București. Acum un minut adăugat. Monovolum în 2009. Bă, ce să te gândești în 2009? Sunt puțin kilometri. Timbru de medie plătit, fără accident, opsa metalizată, primul proprietar, înmatriculat. Mașina pe care vă recomand eu vouă, dacă știți să conduceți un pic mai binișor așa, este aceasta, Volkswagen Passat CC. Asta îmi place și mie. Îmi place la spate și interiorul, sunt superbe astea. Nu, aia de la schimbător e superbă. Scaunele astea pe spate, uitați ce bine arată. Mai trebuie un pic curățat. Frate, dar ce nu dai și tu din spate o poză? Poate găsesc pe drum așa. O poză din spate. Am uitat să vă dau informații de la Passatul acela, mă scuzați. 9.800 de euro. Aia sunt informațiile. Puneți pauză că schimb. Ok. Pentru cei mai începători, Opel Agila este o mașină super bună. A treia mașină din top. Nu, a patra. A treia a fost Passatul acela. Stați că mereu să vă las informații, dar ele aici sunt toate. Ok. A cincea mașină este una bucată Mercedes-Benz de 220 sau E220, motor 2.2.
Dacă vreți un mini microbuz, tot un Mercedes Vito avem aici, super bun, 8 locuri. Cam veche, 2007. A șaptea mașină este una blocată Ford Escort, mașină din aia veche de 1998. Veche, veche, dar a fost bună asta, a fost bună. La viața ei mergea. Pentru cei care nu vă permiteți o mașină foarte scumpă, aveți aici una în bucată Volkswagen Bora, 6 trepte diesel din 99 la doar 6.000 de lei. Ar veni 1.200-1.300 de euro. Ok. Pentru cei care vor o mașină cât de cât de off-road, adică mă rog 4x4, aveți aici alegerea. Una în bucată Hyundai Santa Fe, nu mai bună de off-road. A opta mașină este una în bucată Volkswagen 5 GTI. Nu știu ce am mai băgat-o pe asta, pentru că aceasta chiar îmi place și vreau să o iau eu. Are genți, dar are șmechere și tot ce vrei. Tot ce aș fi trebuie făcut la asta, niște perne de aer, mă, perne de aer. Aia a fost a 8-a mașină, parcă, deci acum vine a 9-a mașină. A noua mașină este una îmbucată și vreau Spark-o pentru începători, este și aceasta. Motor micuț 09 1.008. Aole, dar are discurile alea făcute praf, deci nu. Da, poate găsi și o alta. Ultima mașină este tot un microbuz mai micuț, una îmbucată Volkswagen Crafter. Recent azi din Germania, ia hotel. Și cam atât a fost și cu acest episod. Cu voi aici a fost gustul, gustul meu de data viitoare. Pa, pa!